Federația Română de Fotbal a anunțat programul Etapea 5 -a atunci când FC Petrolul va reveni pe propria arena, urmând să o întâlnească pe Cixreda Miercurea Ciuc. Partida se va desfășura marți 3 septembrie de la 19.30. Până marți 27 august, cei care doresc își mai pot procura de la casa de bilete a stadionului Ilioana abonamente pentru sezonul 2019-2020, urmând ca de miercuri 28 august să se deruleze exclusiv procedura de vânzare a tichetelor pentru întâlnirea cu Ciucanii. Până la acel joc, petroliștii au început de ieri pregătirile pentru meciul din deplasare cu Farul Constanța, contând pentru etapa a patra a Ligii a doua. Prima ședință a săptămânii s-a desfășurat exclusiv la sală. Lupii au continuat cu câte două antrenamente, într-o zi cu regim de semicantonament. Ambele s-au desfășurat pe terenul de la Streșnic, iar Flaviu Stoican a avut cu o singură excepție tot lotul la dispoziție. Singurul care s-a pregătit separat a fost mijlocașul Alex Munteanu, cel care, din cauza unei probleme de natură musculară, a ratat confruntarea de la Călăraș, fiind de asemenea incert pentru întâlnirea de la Constanța. Altfel, la antrenamentele găzarilor a revenit de săptămâna trecută și Alberto Olaru, jucător aflat în continuare sub contract cu FC Petrolul Ploiești. Și se mai află în teste un tânăr mijlocaș de 17 ani, legitimat ultima dată la CFR Cluj. Petrolul va juca luni la Constanța, meciul de pe stadionul Farul fiind programat să înceapă la ora 18. Conform organizatorilor întâlnirii, biletele pentru sectorul rezervat suporterilor ploieșteni vor costa 8 lei și vor putea fi procurate de la fața locului, de la o casă special amenajată.